Salut și bun venit la un nou episod de GTA 5 pe Barba Neagră. Tocmai ce am vorbit cu Amanda și cu cealaltă și sunt îngrijorate că na, au venit mercenarii în episodul trecut și s-au luat de Leo Michael, dar sunt curios să vedem ce misiune avem noi acum. Ne putem duce la heist, colea, bănuiesc, the big score. Cred că the big score, cred că o fi ultimul? O fi ultimul. Ha! Interfucking-sant. Să ne băgăm acolo? Sau să mai așteptăm un pic, eventual să facem alte misiuni și cu ceilalți? I don't know, man. Hai să mergem. Hai să mergem să vedem care e treaba acolo. Îmi place foarte mult că am intrat și eu în joc și am găsit, uite și tu, soare, frumos, totul se vede frumos, no problemos. Luăm Mustangul ăsta? Stai, fei, aici să te iau. În spate. Ăsta o fi the big score? Maybe. Wow. Bay. Ce mișto aia. Și putea să o iau pe aia, sau chiar și motocicleta. Ce a pățit ăsta aici? Accident? The Post. Ăsta e UPS. Cred că știți, nu? E un serviciu de curierat în afară, UPS, dar a venit și pe la noi. N-au atât de multe mașini pe la noi, dar în afară e foarte, foarte popular. Dați-vă mai că trec! Aici o luăm la stânga. Băi, cât de mișto e acum în GTA cu lumină, duceți-vă la o parte. Stai de. Ha! O fi asta heist-ul cel mare, dar sunt curios că durează. Nu știu exact cât durează. Pare că mai trebuie să mai facem și noi setup-uri și chestii de-astea, nu? Mă gândesc. Mașina asta trebuie să recunosc că e foarte ușor de controlat, mai ales la viteză. Ia uite, poți să aluneci. Oh, shit! Asta e o mașină. Uite-mă mașina asta ce zice toată lumea care are spate de Dacia. Ia să-i iau și o tură. Să vedem care-i treaba cu ea, ia. Mai dă un pic a Dacia acolo pe pe lunetă. Dar nu știu ce să zic. Nu are stopurile, nu seamănă deloc cu Dacia. Partea frontală nici de cum. La Dacia e mult mai pătrățoasă. Așa ca și mașina overall, știi, per total, seamănă ca o rusească, nici de cum Dacia. Dar e interesant oricum. E foarte interesantă. Cu oglinzile ei pe capotă, știi? Faci niște drifturi interesante cu asta oricum. Ia curba? Ia curba. E micuță așa, e foarte agilă. Unde trebuie să intru? Ia stai. Cred că trebuie să intru pe acolo, nu pot. Poate pe sus? Ba nu, trebuie să fie pe aici o intrare, ia. Cu siguranță. Asta e intrarea? Cred că asta e. Nu? Nu e asta intrarea. Cred că pe sus, că ăsta e magazinul de bijuterii, n-are cum. Ăsta e posibil să fie magazinul de bijuterii, poate trebuie să intru în open? Mă duc aici? Nu. Nici aici, închis. Mă duc aici? Nu, nici aici. Uite pe aici, gata. Asta e intrarea prin spate și eu trebuie să mă duc înăuntru să mă întâlnesc cu cineva, probabil, ia. My boy Mike. Good to see you too, man. Good to see you too. What's up, girl? What you doing? Ok, trebuie să ne întâlnim cu partea cealaltă. Dar stai așa, cum ajung eu în partea cealaltă? Poate pe aici? Premium Lounge? Poate pe la Premium Lounge, ia. În față. Ok, și undeva la dreapta. Parcă am mai fost pe aici, n-am mai fost eu pe aici? Cred că am mai fost pe aici, nu mai știu exact. În dreapta nimic. Sorry, I'm late. Sup, Franklin? Sup, dude? Well, don't worry. Another few hours, you never have to talk about me again, Trevor. You're the one who likes to talk. Watch your back. You too. That's all I'm saying. Fuck you. Fuck you! All right, excuse me, enough! Huh? Enough! Thank you! Okay, this is it. Well, we have two options. Asta e, frate, cel mai mare. Pun pariu. Ia. Vedem ce trebuie să facem. Ok, trebuie să luăm mașinile blindate. Luăm ostaticii.
Bun. We need to infiltrate the transportation grid and manipulate it to aid our escape. Fai de capul meu cât avem de făcut. We cause a distraction out front, make them think we're dumb. Well, we've never had a problem convincing people of that. Franklin, will be drilling, no. Taking what they can. You're going to be the distraction. Always the attention. Franklin nu zice nimic. Dude, who's always stepping on his friends to get ahead. He has an unfortunately low sense of self-worth. Okay, okay, let chill out, Trevor. Chill out, man. So, că avem un plan recap, foarte bun aici. These are our options. We okay. Try to make them give us the gold, or we drill a big old hole in the side of the bank and we take it out. Cred că sunt optez pentru if you're a big old hole, you'll need a big old drill, a uh-huh. Tunnel bore machine. I'll locate it, but you have to steal it and store it. Deci avem două opțiuni. Una, să luăm o statistică și să-i facem să ne dea aurul sau să săpăm pentru aur. Trevor has one we can use, the other can be bought. The guys on the ground will need a getaway car, so get something fast and tough and modify it as much as you can to increase your chances of getting away from the cops. It's got to be stored in a parking garage near the UD. There's going to be a lot of heat, so think about that. Okay. I'm forgetting something. Oh, that's it. We'll need a train to land the gold on and take it to the warehouse. You'll have to steal it. Trebuie și tren, ești nebun? Details. Now, bun, băi, if you're interested in the more subtle approach, hijacking the armored cars and so on, you've got to get some police stingers. Only cops are allowed to have. So that's a headache of its own. What else? Oh, right. You'll need to get a hold of and mod some getaway cars. Normal suspension's gonna give out under a couple of tons of gold. Correct. Oh, man, a couple of tons. 4 câteva tone de aur, ești nebun, 4 tone, wow. Fuck me. Cred că o să optez pentru prima. E mult mai e mai mult acțiune în ea. Smoke and mirrors to get the cops off your scent. I've heard that before. Ok, o să optăm pentru prima. Subtle or obvious? What's it going to be? Subtle or obvious? Browse, look around. Ai pe obvious. Pe asta o vreau. Da, spargem peretele. Yep. Cat 14, nu mă interesează banii. Așa că o să iau pe cei mai buni. Îl iau pe ăsta, select the driver to hire. Păi pe ăsta, m-a pus atent de două ori. Yep. Așa și la fel și aici cel mai bun. Select the driver to hire. Păi dar asta nu îmi dă altă opțiune. Come on, man! Ah, okay. This one's new blood. I've seen him drive, but I haven't seen him under pressure. Okay, sper să nu ne depășească. Dezamăgească! It makes it look like you're a couple of idiots trying your luck. Da, ăsta luăm. Third time working together, why not? Așa și hai să luăm pe ăsta. Cat 12%. We've been waiting our whole lives for this one. Are you sure you got this right? Yep. Gata. Asta e heist-ul cel mare, oameni buni. Am început. Am ales opțiunea cea mai zgomotoasă, cea mai plină de acțiune și am angajat și cei patru, cei doi driver și cei doi care o să sunt un fel de bodyguards. Oh, you got any better ideas? Obviously not, otherwise you would already killed me and done the gig yourself. Mm-hmm. What kind of vain asshole decides that the best way to rob the largest holding bank on the West Coast is for him and him personally to come at the front door? The kind of vain asshole who's stuck working with you, you douchebag. Okay, all right, ladies, we gotta move. Come on. Man, can we fucking do this? I'll show you what you need. Hai să vedem ce facem prima dată, că o să trebuiască pentru o să trebuiască să ne preparăm puțin, să ne pregătim, să nu să nu să ne preparăm. Doing 59,1%. Deci probabil o să duc până la un 60 ceva. Ok, pot să ieși eu de aici, cumva chestii treburi și bănuiesc ce scrie acolo scris. For walkouts, please, ceva, nu știu, textura prea proastă. Cred că pe aici e ieșirea, da, pe aici e ieșirea, dar nu mai știu exact. What's up, dude? O să trebuiască să facem o grămadă de lucruri acum, că nu avem mașini, trebuie să facem rost de mașini. Oh, ok, there's a tunnel before machine. Tunnel bore machine at a depot in East Los Santos. It's out in the yard, there are guys working these around the clock and guards as well. Try and get in and out without, probably without drawing any attention.
Ne trebuie o mașină care să facă o gaură în peretele băncii ca să luăm aurul. Sup, dude? Bitch, shut the fuck up, shut the fuck up. Nu merge să-l închid, Help Jimmy. Ah, hai să-l salvăm pe prost. Come on, man. You really are funny and interesting guys. I mean, any attention is a good attention, right? Hai mă, unde e? Save Jimmy, motherfucking Jimmy, Jesus, man. Ne ia din timp Jimmy ăsta. Trebuie să luăm mașina cu care să facem gaură în peretele băncii ca să strecurăm și noi, în ghilimele, strecurăm, că o să fie foarte evident, logic, toată operațiunea. Aurul afară. După care o să trebuiască să îmbarcăm pe niște mașini care bănuiesc că o să mergem să le tunăm după ce le furăm și practic destinația noastră ultima o să fie un tren și cu ajutorul, ai de capul meu, cu ajutorul căruia vom duce tot aurul la noi în warehouse, în depozit. Cam asta e strategia noastră, dă-te-mă la o parte. Da, Jimmy ăsta mă cam enervează și toată taina asta cu planul a făcut ca toată ziua să se ducă de râpă. Și acum vine apusul și o să vină noaptea și o să lucrez pe noapte, frar să fie. Și nu-mi place, iar Jimmy ăla unde pisici, e de tai. Băi, mor pe ăștia, mor! Unde e, mă? Mamă, doamne, cât avem de mers până acolo, poate trebuia să iau o mașină ceva mai puternică. Dacă nimeresc una prin drum, mă orientez, opresc și o să o schimb. Dacă nu, continuăm pe asta, că n-avem ce să facem. Uite una bunicică aici, dar nu prea merge. Prea merită să o oprim, decât dacă e una foarte, foarte bună. Au, 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 au. Hai, îndreaptă-te. Gata. N-am fost atent, oare Jimmy e în mișcare? Hey, man. Dar aici nu claxone de pe. Incoming call. Okay, there's no reason at all to be suspicious of anyone behind us. And if there was, he would just be there to warn you. He would definitely not kill you. Definitely would not kill you. Shut up, troll. You gave up your right to free speech when you insulted a celebrity on the internet. Oh, shit. It was a couple of times in some hurtful language. It was harassment. You're the comedy writer. Deal with the heckle. I blocked you. You started another account. I blocked you again. You started another. Hai mă, dă un brânză, n-am pe unde să trec pe aici. The money and the resources to trace your IP. I count on you having better things to do. Well, I don't. I'm a lonely man and social media is my life. Jesus. It's given me the recognition I've been denied my whole life. I can make snarky comments and glib pronouncements and lap up. Băi, dar îmi pierd timpul, Jimmy, tu șeapă, las că vin eu. Tu închide-te acolo, uite, gata, hai că sunt aproape. Și bănuiesc că o să trebuiască să-i omorâm Do Not Kill the Kidnappers. E trebuie doar să-i oprim, nu? Care e mașina? Prima? Cred că prima e. Este? Hai așa, să-i dăm la roți. I-am dat la roți. Și ce le fac ăsta? Go to the car. Ok, ăștia fug că le e frică. Jimmy, tu și ceapa, dar numai ambelele intri. Băi, și aia fugiră așa pur și simplu. Ia-te, frate, și acum eu mă duc fără jenți. De fapt, mă duc pe jenți. Fără cauciucuri. Fuck me. Jimmy's the most prost ever. Băi, Jimmy, o să te duc printr-un carusel de emoții. Acum că o să sărim. Stai așa, dacă sar pe aici, ok? Au, 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 au. Uite mă, că urcă și fără cauciucuri, ești nebun? Holy shit. Holy shit. Băi, da, se cunoaște exact că mașina merge fără cauciucuri, deci are feeling-ul foarte, foarte diferit. Și spre realist, așa știm. Nice. Taide, taide. Sort of meme jokes. Like what? Like someone posts something and you're all like... Jimmy să se explice lui Michael ce e ăla troll pe internet. Intră pe YouTube și o să vezi. No, you don't get it. Humor comes with repetition. Like, you say it once, big deal. Then you say it again, and again, and what? Again, and again. Okay. Like, the other day, he posts this picture of his newborn, and I'm all like, damn, son, that right there is one ugly-ass motherfucker of a baby. And I'm all like, my balls is prettier than that baby.
Ok, Jimmy, shut the fuck up. Nu ești bun de nimic. Povestește cum... cum face el pe trollul pe internet, deci avem un fiu care e troll pe internet. Super, mai dezamăgit de atât nu puteam fi. Mamă, ce este aici, frate, ești că sunt dură, uite-te și tu. Hai da, boss, hai da, boss. Taci din gură odată. Nici mai că nu mai suportă. Alright, the troll could come out of his cage. Screw you. It's sticky back here and it smells funny. Yeah, well maybe that'll teach you to wind people up on the internet. Gata, hai. Pa-pa! Dă-te-mă jos, că vreau să schimbăm mașina. Boy! My man Michael, de ce nu mergi? Ah, îmi dă chestiune cu Enter. Fuck me, hai. Gata. Mission pass. Da, 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 fucking me. Da, 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 da. Bow HS, ce este heist setup. Da, 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 acolo vreau să mergem la heist setup. Da, numai că o să schimb și eu mașina, ca să am și eu măcar 4 cauciucuri. Nu să nu mă vadă careva. N-ați văzut nimic? N-ați văzut nimic pe aici? Go, go, go. Trebuie să punem topul jos. Pot? Da. Let's go, man. For use for the getaway, there are not enough seats to fit the heist crew. Aha, da, 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 că ne trebuiesc niște vehicule. Cu 4, recte 5 locuri. Dar încă n-am ajuns acolo, să vedem. Dar văd că avem start la heist. Deci dacă găsim o mașină, ceva mai măricică, o să o și folosim. Ce zice asta? This train, any locomotive and flatbed car will do. I've sourced a sky crane to do the pickup. Just divert the train at Davis Courts and call one of the others to fly in. Super! A găsit și un tren, așa că orice locomotivă funcționează. Chestia e că o să trebuie avea nevoie și de o macară și ne-a spus și unde să o găsim. Ca să ridice, se conduce super ciudat mașina asta, să ridice tot aurul, bineînțeles, pe tren. Pentru că, na, 4 tone nu-i de colo de ridicat. Nu prea pot 4 băieți să ridice 4 tone. Hai de. What's up, girls? What's up, girls? Let's go, let's go, let's go, let's go! Sper să nu se ia poliția după mine că merg așa. Dar this is GTA, man. Așa e în GTA. Nu vine să cred că în sfârșit face și noi heist-ul cel mare. Și practic după heist-ul cel mare, de câte știu eu, nu mai avem multe treburi de făcut decât chestii side mission-uri și alea care nu știu sigur dacă să le completăm, pentru că ideea a fost de la început să facem ai de capul meu cum a ieșit ăla. Că vom face, bineînțeles, campania, adică misiunea principală să aflăm și noi de unde vin Trevor, Michael și Franklin. Să le aflăm povestea. Și, na, făcând campania am aflat povestea. Side mission-urile astea sunt, sigur, dacă vrei să nu te plictisești, dacă n-ai ce face, chestii, treburi, sunt ok. Pentru mine, unul, sunt puțin plictisoare pentru că majoritatea omor oameni și, practic, eu știu, iei ceva, ori fur ceva, ori înapoiezi ceva, ori... ucizi, chilarești. În mare parte chilarești. Intru pe aici, pe la dreapta, da. Păi, dar ce alunecă mașina asta, ești nebun. Ok, și mai în față. Poate trebuia să vin direct cu mașina Steel the Driller. De aici furăm mașina de foraj. Prieteni, n-am ce să-ți fac. Nu am ce să-ți fac, scuză-mă. Nu cred, mă. Du-te, măi. S-a luat poliția după mine, nu contează. Văd că nu-mi dă... Nice. Nice, ce mișto arată. The Driller, mamă, cu mașinăria aia venim, frate. Eu nu știu cum arată, lose the cops, frate, nu pot, stai un pic. Pleacă, bitch. Pleacă, bitch. Avem poliție pe stânga, așa că o voi lua în dreapta. Iar tirul ăsta se conduce destul de repede, din câte văd, și foarte manevrabil. Asta e o surpriză plăcută, am poliție în față, așa că o să iau la stânga. Și eu sper că Driller-ul ăsta să nu cadă de pe remorcă. Ar fi o chestie nasoală dacă ar cădea. N-ar fi bine deloc. E de la volan cum e. Nice, parcă e mai mișto la volan. Hai pe stânga că văd cu poliție în față. Și acum trebuie să scăpăm de ea. Mai e una pe stânga. Mamă, ce a sărit ăla din mașină. Frățiuer. Cum a sărit omul pe parbriz. Wow. Jesus. Gata, am scăpat. Lester, zi-mi unde să duc Dita mai în matahala asta. Michael. Yeah. Z. So we got one of these cutter things. What do you want me to do with it? I paid off a guard at the parking lot around from the bank. He'll open the gates for you. Okay. If you trust him. Aha. Go to the parking lot. Lester l-a mituit pe
portarul de la parking, de la spațiu de parcare acolo, de din parcare, și o să ne lase să parcăm dita mai monstru ăsta fără să zică pâs. Stai! Oh, man, nu vreau să le iau pe ăla, n-are nimica. Invincibil, frate, tracul ăsta este absolut invincibil. Stai. Calm, zici că sunt ca un șarpe aici. Păi dacă te mașinăria, vreau să o utilizez și eu. E fi interesantă. Scuze, mamă, cum intru în ei, frate, cu asta, ești nebun, wow. N-am nici măcar farurile stricate. Du-te, frate, cât de tare. Aș vrea și eu de asta, așa personală, știi? Stai, scuze, boss. Așa de la volan, că parcă e mai interesant, așa să-i vezi peste cum zboară când dai inii de la volan. Opa, nu trebuie să iau pe aici? Trebuie să iau pe dreapta, cumva? Da, băi, nu trebuie să iau pe aici, mă. Ce nasol. Trebuie să iau pe acolo, pe jos. Ok, n-am știut asta. Hai să o colim acum. Scuze, boss. Down toți, că am putere. Păi, dar nu pot să cred, nici măcar un far stricat. Cum vine asta? Tu veni spre mine, boss? Cât de tare e să dai mașini cu asta, ești nebun. Îmi plac când oamenii sar prin parbriz. E greșit asta? E greșit asta că îmi place chestia asta? E să nu la dreapta. Haide. Wow. Să l-o colim pe aici, pe banda 1. Gata, văd că nu mai văd pe acolo. Și o stânga mare și mă și întorc. Ceva de genul ăsta, oh my god! Întoarce la 180 de grade, iar asta e parcarea, bănuiesc. Da. Ah, mă duc acolo în față. Uite aici. Ok, văd că parchează el după aia. Hai că am parcat-o bine aici. It's ok, man, it's ok! Bagă arma la loc! Mission Pass, Driller, avem una. Cred că mai avem vreo două misiuni. Și după aia o să trecem la heist-ul cel mare. Îi dăm un enter. Bărboșilor, iar noi vom continua data viitoare. Până atunci, nu uitați, dacă v-a plăcut, să vă abonați și un like. Este imens apreciat. Iar noi ne vedem, bineînțeles, în episodul următor. Salut!